la un cămin de bătrâni care sunt convinsă că l-a inspirat în anul 2014, când am sărbătorit Ziua Mondială a Poeziei și am fost acolo cu voi, cu poeții lugojeni, la căminul de bătrâni și am recitat împreună cu ei, ei ne-au ascultat și a fost din nou un moment emoționant și frumos și plăcut. Cred că și eu să vă sărbătoresc ziua poeziei pe care am de principoace. Da, da, așa este, Nicu, așa este. Nu știu dacă Adriana Weimar e pregătită? Da? Da. Adriana Weimar, cred că nu mai are nevoie de prezentare, o cunoașteți. Este talentată, frumoasă, dedicată, face lucruri minunate. Datorită ei vom putea vedea filmul acestei întâmplări și ne vom aminti cu nostalgie că în anul 2019 Ziua Mondială a Poeziei a fost deosebită. Adriana Weimar este o poetă sensibilă, o poetă talentată. Vă anunț că peste vreo două luni Adriana va publica o nouă carte, o carte care va apărea la editura Icon și care sper să o regăsim pe standurile Târgului de Carte din luna iunie de la București. Dragă Adriana! Bună seara! Din suflet mă bucur că suntem astăzi împreună. Copiii noștri, copiii prezenți astăzi aici, indiferent la ce vârstă sunt, au vorbit astăzi despre poezie. Așa cum în 2014 am vorbit cu bătrânii de la casa de la centrul Sfântul Nicolae. O emoție extraordinară. O emoție extraordinară, indiferent cum s-a pus problema, parodie, melodie, poezia este foarte importantă. Mă bucur din suflet, copii, dragi părinți, pentru ceea ce ați făcut azi, pentru ceea ce ne-ați oferit astăzi, aici, în Casa Vrednicenilor. Probabil puțini dintre voi știu, nu știu dacă vi s-a mai spus, că Lucian Blaga a locuit în această casă timp de 3 ani, împreună cu Cornelia Brebiceanu. Deci un mare poet, cum este Lucian Blaga, a locuit aici în această casă timp de 3 ani. Eu sunt extraordinar de onorată că mă pot afla în numele poeziei astăzi, ca de mulți ani, și pentru poeții care au, așa, poeți mari, care au locuit în Lugoj. Mă simt extraordinar de onorată. Mă iertați, am emoții pentru că atâția ochi curioși înspre mine. Vreau să vă citesc. Mi-am propus astăzi să vă citesc despre poezie. Despre cum se construiește poezia în sufletul poetului. Și așa cum chiar dumneavoastră ați spus, poetul scrie atunci când nu este cunoscut și va deveni cunoscut când nu mai este. E o realitate. Dar eu vreau totuși să vă citesc. Volumul meu nou se numește Lumină de Stea și vreau să vă citesc. În Lumină de Stea se numește poezia. Mă scriu pe mine în fiecare clipă și fiecare clipă scrisă în cuvânt e lumină de suflet în lumină de stea dăruindu-se. Mirabil cuvânt, cât pot cuprinde în priviri o mare de grâu încolțit în soare tomnatic, cât pot cuprinde în gând aur de grâu pârguit în soarele verii, sămânță prinsă în sfânt pământ, ca-n pilda vie a semănătorului, rod adunat în lumină spre mirabil cuvânt. Poezia. Poezia se naște greu, poartă aură și cunună de stele. Poezia se naște greu și în trup, și în spirit, și în cuvânt. Și se dăruie. La masa cuvântului. La masa cuvântului mă așez iar, ca întotdeauna, să împart cu voi hrană de suflet, hrană de spirit. La masa cuvântului.
talentul. Citesc această poezie și pentru cei foarte talentați care cântă. Pentru toți cei care sunteți foarte talentați, școala de muzică este un etalon, nu numai pentru orașul nostru, ci oriunde mergeți în lume și în țară, ne reprezentați cu mare onoare. Mulțumim și pe această cale. Talentul. Știți cu toții, talentul înseamnă talent. Greacă, nu? Ela. Este... Da, da. Da. Eu vorbesc în ceea ce mă privește. Talentul. Am împărțit în mit talentul primit la venirea mea în lume. L-am rescris în lumină. Și dăruindu-l mereu, mi s-a întors înapoi în mit. Cum dar din dar, cum lumină din lumină. Și ultimul poem pe care o să-l citesc, în cuvânt. Să încoțesc în cuvânt, precum grâul în toamnă. Mai apoi, în soarele verii, în spice cuvinte rodind. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Adriana! Emoție, sensibilitate, un om bun și frumos. Adriana noastră dragă, mulțumim mult, Adriana! Mulțumesc!